Doamnelor, domnilor, bun găsit la Agenda Electorală 2020. Iată că ne apropiem încet, încet de ultimele zile de campanie electorală. Cu cât ne apropiem mai mult de finalul acestei campanii electorale, constatăm o intensificare a practicilor incorrecte. O parte dintre candidați, folosind în loc de argumente atacurile la persoană sau delațiunea ca mijloace de manifestare în spațiul public. O stare, de fapt, pe care o vom aborda în această emisiune cu domnul Mircea Cirț, candidatul Partidului Național Liberal pentru demnitatea de primar al municipiului Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine m-am găsit! V-am monitorizat atent și afirm că ați avut o conduită corectă și chiar politicoasă față de contracandidații dumneavoastră. Ce ați făcut de fapt? V-ați susținut opiniile cu argumente pertinente. Domnule Cirț, vă invit să abordăm trei teme majore. Publicitate și promovare de campanie, mita electorală mascată, pe care spuneți voastră că, care spuneți că există, o practică ilegală dar utilizată și obiective importante dar nerealizate în municipiul Baia Mare. Așadar, dacă sunteți de acord, o să trec la subiect. Chiar vă rog. Partidele care dețin demnități publice la nivel local sau central promovează așa zisele realizări ale instituției prin știri și comunicate publice. Considerați că a menționa efectuarea de lucrări în Piața Revoluției sau în cartierele Băimărene poate fi clasificată ca o formă de publicitate mascată? Că ați amintit într-o altă emisiune de aceste lucrări cu fotografii chiar. Și a spus că o să cereți detalii despre aceste lucrări. Deci lucrările de la Piața Revoluției, practic n-am găsit o hotărâre a Consiliului Local privitor la acele lucrări, nici n-am găsit autorizație de construcție și am venit în presă cu cereri, cu acea cerere privind detaliile acelor lucrări și mai multe informații. Și abia pe urmă a fost adus subiectul la Consiliul Local. Ori lucrul acesta, pe lângă multe altele, e o obișnuință, e o practică în Baia Mare. Ori aici eu consider că lipsește transparența și corectitudinea, așa încât să arătăm cetățenilor că se poate gestiona un oraș civilizat în interesul cetățeanului. Apoi, dacă ne gândim la o formă de campanie, vedeți, acum recent au ajuns pe vreo 29 de panouri outdoor, au ajuns acele promovări, primarul meu, primarul nostru, ori lucrurile acestea, mai devreme sau mai târziu, nu văd de ce își face griji domnul primar pentru campania pe care și-o face, pentru că are cea mai bună notorietate. Ar trebui să ne facem noi griji, care nu suntem cunoscuți de cetățeni și în felul acesta oarecum să venim, să găsim tot felul de formule. Însă, vedeți, chiar și prin forma aceasta, îmi face impresia că ne place să fim mințiți. Apoi dacă e să ne gândim și legat de etichete, păi etichetele acelea de 50 de lei care au fost trimise cu o scrisoare frumoasă pentru pensionari, acele etichete ar fi fost o problemă dacă erau trimise pe data de 29. Nu ajungeau în 2-3 zile la cetățeni, nu s-ar fi bucurat de ele. Ori eu mă gândesc că și justiția vede lucrurile acestea ca să poată judeca, domnule, este sau nu este o problemă. Până la urmă, ok, pentru susținătorii primarului actual nu va fi o problemă. Însă eu îmi pun întrebarea. Noi chiar ne dorim să schimbăm viitorul acestui oraș sau așteptăm să mergem din rău în mai rău? Păi ce vă spun cetățenii? Doresc o schimbare? Cetățenii care sunt... cetățenii, ce am observat la cetățeni, mare parte doresc schimbare, dar în același timp le este teamă să iasă în față, le este teamă să spună lucrurilor pe nume. Dacă mergem printre ei, atunci încep să spună toate problemele așa cum sunt. Ne spun că durează o autorizație de construcție mai bine de un an de zile dacă nu se dă ceea ce trebuie.
ori pentru mine nu mai este aceasta un element de a-l crede sau de a nu-l crede. Eu mi-am pus foarte serios întrebarea de ce toți acești cetățeni care au probleme în procesul de a obține o autorizație de construcție nu merg chiar să sesizeze autoritățile în măsură privind șpăgile care practic se cer. Ori toată lumea știe, numai justiția nu știe. Numai poliția nu poate să-și facă treaba. Eu nu știu, chiar nu-mi dau seama cei care ascultă telefoane și așa. Eu nu-mi dau seama ce fac. Poate nu mai ascultă. Probabil că nu mai ascultă, că nu, nu este de interes. Dar mai devreme sau mai târziu, ne punem foarte serios întrebarea. Chiar suntem interesați de acest oraș să-l ducem la un alt nivel sau ne mulțumim cu puținul pe care îl avem și mai devreme sau mai târziu, acei bani care puteau să vină pentru Baia Mare n-au venit și cei care îi avem, îi gestionăm cum îi gestionăm. Și dumneavoastră știați că avem o mină de aur în Baia Mare. La ce vă referiți concret? Mai întâi vă rog să-mi răspundeți dacă știați. Nu, nu știam. Bun. Vreți să vă spun? Vă rog. Acea mină de aur este groapa de gunoi. Mă credeți sau nu? Nu mă credeți. Ok, vreți să vă spun? Vă spun. Tot ce nu este controlabil este sursă. De ce nu se vrea un control? Pentru că într-o groapă de gunoi poți să ascunzi multe lucruri. Și aici mă aștept că în următoarele zile vom aduce mai multă lumină pe această mină de aur a Băii Mari. Bun. Revenind la subiectul pe care l-am lansat, mita electorală este menționată în codul penal la articolul 386, fiind prevăzută pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, atât pentru cei care corup alegătorii, cât și pentru cei care primesc bani sau bunuri. Cu toate acestea, practica menționată se desfășoară prin interpretarea speculativă a legii, motiv pentru care dumneavoastră, în calitate de candidat, ați depus o sesizare, da, la organele autorității electorale permanente. Dar cine a încălcat legea și în ce context la Baia Mare? Circumscripția electorală în care candidați? Păi, dar nu e simplu. Nu se înțelege. Cine a trimis tichetele cu 50 de lei la pensionari? Nu? Adică, dacă le trimitea după data de 29, nu cred că aveam azi discuția aceasta, nu? E simplu de înțeles. Practic, trimitem în perioada aceasta cu 2 săptămâni înainte. Oare tot așa se face plata facturilor la Drusal? Cu 2 săptămâni înainte de scadență. Nu știu, dar realizați că sesizarea pe care ați făcut-o ar putea fi utilizată și împotriva dumneavoastră? Și de ce spun asta? În contextul în care vizează 6.000 de vârstnici, votanți disciplinați, da? Cărora li se va spune că din cauza dumneavoastră nu vor primi tichete. Ei le-au primit deja? Le-au primit. Acum se pune problema dacă instanța vede de bine lucrul acesta sau nu. Asta este o măgăreață sau nu? Ați fi dat tichete la pensionar dumneavoastră în calitate de primar? Dacă ar fi fost să fie această măsură, nici de cum în program electoral. Că îi dai cu 2 săptămâni mai devreme sau mai târziu, nu schimbi viața cetățeanului. Însă să folosești aceasta în campanie electorală, eu le-aș fi dat, da. Fără nicio problemă, dar nu în campanie electorală. Păi ce facem cu aceasta? De ce mai devreme? Deci, chiar azi am avut informații de la cineva care a primit și zice, bă, asta cum sună și cetățenii nu sunt chiar atât de ușor de dus de nas. Mai minți cât minți, dar nu tot, nu sunt crezute toate minciunile, pentru că sunt multe promisiuni neonorate.
pe tot parcursul campaniei, de altfel, așa cum spuneam, decentă, a scos în evidență atât obiectivele mandatului dumneavoastră, cât și nerealizările actualului primar Băimărean. În afara stadionului și a terenului de atletism, domnule Cirț, ați făcut trimitere la nereabilitarea ștrandului public municipal, prezentat ca urmând să fie bază de agrement a municipalității sau ca un obiectiv realizat în parteneriat public-privat. Știți cumva câți bani s-au cheltuit pentru studii de fezabilitate și proiecte tehnice și cum vă explicați incapacitatea de a fi realizat acest proiect? Vă referiți la ștrand? Da. Bun, acum noi am făcut un videoclip privitor la ștrand și la care domnul primar a venit acum recent și a dat vina pe guvern, prin care spune că guvernul PNL este de vină pentru că nu avem în ziua de azi ștrand. Acum, lucrurile, el chiar în declarațiile care le făcea s-a contrazis, pentru că guvernul PNL este doar din noiembrie. Ori el făcea afirmații de anul trecut, de prin vară. Însă, dacă ne gândim că abia în 7 august a expirat perioada de consultare publică, atunci, de ce aruncăm vina pe guvernul PNL? Păi din 7 august el vrea să fie rezolvate lucrurile până acum, știind și perioada de pandemie, orice asta. E minciună sau nu e minciună? E o formă de a arunca vina pe cineva. Păi până la urmă, oglinda ne mai spune cine suntem. Mai mult, sunt multe blamări la adresa PNL-ului. Dar ce-a făcut guvernul PSD privitor la ștrand? Dar merg mai departe. Domnia sa, de câte ori a fost să discute cu reprezentanți ai guvernului privitor la proiectele care le are pentru Baia Mare? Pentru că dacă nu se implică primarul în a construi relații sănătoase cu cei care procesează, lucrează pe proiecte, să dăm doar vina așa, să fluturăm, să fim serioși. Un proiect și chiar 5 dosare. Nu e o problemă să le produci în 5 zile, că până la urmă linii tipărim, punem în hârtii. Despre ce vorbim? Până la urmă, suntem sau nu gospodari? E momentul unei evaluări. Că ies la iveală nerealizările? Păi, dacă nu sunt, atunci ce se spune? Cum comentați comunicatul potrivit căruia actualul edil dă în judecată guvernul urban pentru blocarea unui proiect de 20 de milioane de euro? O fantezie frumoasă, dar nu prea e crezută. Oamenii lui, da, pot să-l creadă. O comentez ca lipsă de responsabilitate. Tocmai ce spuneam, atâta timp cât din 7 august, adică până în 7 august, a fost dezbatere publică pe proiect. Despre ce vorbim? Ce să facă guvernul? Dar eu vă întreb, sau pun întrebare retorică, câte cereri de autorizație de construcție sunt de anul trecut fără răspuns până în ziua de azi, pe motiv că dacă nu dai un nivel de apartamente pentru acel bloc, nu se eliberează autorizația de construcție? Și cum se gestionează acele apartamente? Prin rețea de prieteni care au capabilitatea să le gestioneze în numele actualului edil? Eu vă întreb pe dumneavoastră, aceste informații dintre cetățeni pot fi luate în calcul sau nu? Că n-am dovezi. Și cetățenii nu vor să iasă. De ce? Pentru că poliția locală... Știți că dacă n-aveți dovezi, oamenii nu vă cred. Bineînțeles. Și atunci întrebarea este, ne dorim un viitor diferit al orașului sau ne place să fim mințiți frumos? Dar e o vorbă. A furat, dar a făcut și lucruri bune. Sau să-i versăm. A făcut lucruri bune, dar a și furat.
cu care ne... Deci până la Dar urmă... oamenii mai au încă o percepție că toți politicienii sunt la fel. Probabil. Și cred că este adevărat. De ce spuneți asta? Eu... Lasă-ți intra recent în politică. Da, și învăț repede. Învăț repede. Am fost la o emisiune aici, în... În studioul nostru. În studioul dumneavoastră. Și la ieșire am întâlnit un contracandidat. Și l-am întrebat. Încă nu v-ați hotărât cu cine votați? A, cum așa? Păi bine, toată lumea știe că sunt doi jucători, eu și actualul. Voi încă nu v-ați trezit. A, zice, tu nu știi despre ce vorbești. Cu alte cuvinte, noi suntem toți prieteni între noi, dar din 4 în 4 ani ne duelăm, ne arătăm mușchii și așa. Și zic, unde este interesul cetățeanului? A, domnule, termină, tu nu știi ce înseamnă politica. Asta e politica. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, de dragul declarațiilor, facem afirmații cât mai frumoase și cât mai bine puse încât să fim crezuți, da? Și pe urmă vedem noi ce mai putem să facem din lucrul acesta. Dar tot noi suntem cetățenii, mai departe, care dăm vina pe politicieni. Ori, votul pe care îl avem la îndemână, un drept cetățenesc câștigat, de ce nu îl asumăm? Și atunci vin și zic, îi furtună, îi ninsoare, îi pandemie, ce-o fi la vot? Și dacă într-adevăr vrem să schimbăm lucrurile în acest oraș, atunci să dăm votul pentru acei care au posibilitatea să schimbe lucrurile. Ori dacă nu ne asumăm nici acest rol, atunci eu cred că orașul nu este pregătit pentru schimbare. Să presupunem prin absurd că rezultatul nu va fi cum vă doriți dumneavoastră. Atunci veți merge mai departe în a face politică? Eu, veți lupta în continuare? Eu cred că băimărenii au capacitatea să înțeleagă că eu sunt persoana care poate duce orașul la un nivel occidental. Și în următoarele zile vor ajuta pe ceilalți cetățeni care nu mă cunosc să mă cunoască. Și după 27 vom trece la lucruri concrete pentru a învăța noi ca cetățeni cum vine un investitor în Baia Mare. Atâta timp cât nu avem siguranța asigurată în oraș. O să vă întreb și despre investitori imediat, dar ce spun contracandidații dumneavoastră? Unii dintre ei. Poate îmi spuneți dumneavoastră. Spun că ați intrat prea târziu în cursa electorală și doar pentru că guvernul PNL v-a promis că veți primi un ajutor substanțial pentru afacerea dumneavoastră. Uh-huh. Afacerea mea? Personală, da. Ah, ok, bun. Mulțumesc frumos. E aflată în faliment afacerea dumneavoastră cumva, în prezent? Nu. Nu. Trebuie să lămurim lucrurile pentru a... Mulțumesc de întrebare. Sunt două întrebări clarifica. Deja. Clarifica. Cu care vreți să începem? Cu prima întrebare. Guvernul nu mi-a promis nici un ajutor. Dar ca să ajungă să promită, nu a fost întrebat. E clar? Deci nu am avut nici în guvernarea PSD, nici în actuală guvernare, nici un suport la niciuna dintre firme. E clar? Am înțeles. Bun. Doi. Care a fost a doua întrebare? Deci, dacă... Ați avea probleme cu firma dumneavoastră. Așa. Și de aceea aveți nevoie de ajutor și de aceea v-ați lansat în această cursă. Da. Este... una dintre fabulațiile celor care își construiesc o campanie pe motive negative a adversarului. Acum, dumneavoastră ați auzit că am avut o investiție anii trecuți și în urma acesteia am lansat un camion la Baia Mare. Ați auzit de asta? Da, exact. Bun. Știți valoarea creditelor, investițiilor, valoarea creditelor pentru acea investiție? Ne spuneți dumneavoastră? Zero. Din ce au avut parte aceste investiții?
din tot ce am putut lua din fiecare firme ale noastre, din fiecare firmă, și să alocăm acolo. Știți că o firmă, dacă face minus, nu e în pierdere? Adică nu este în faliment, ci generează un profit, adică un minus la profit, care în, în următorii 5 ani de zile se compensează și nu se plătește impozit. Știați asta? Domniile lor care scot astfel de prostii ar trebui să știe. Cu alte cuvinte, dacă primăria Baia Mare are datorii până în 2039, este falimentară? Așa am putea spune, domnule primar. Am mai mari pretenții de dumneavoastră. Mai terminați cu prostiile astea, că uite, nici copiii nu vă ascultă. Pe de altă parte... Deci, pe scurt, nu e nicio firmă în faliment și nu va fi. Dar? Vreau să clarificăm toate aceste aspecte. Mulțumesc. Mi-ați pus foarte bună întrebare. Pot însă să vă mai adaug. A venit această pandemie care a scuturat multe firme și care va mai scutura multe firme. Efectul negativ a acestei pandemii nu e altul decât pierderea locurilor de muncă și reducerea volumelor care sunt acum în climatul economic ne face să fim mai atenți cu ceea ce consumăm, în special în zona privată. Nu-i la fel în zona de stat. La stat poți sta și acasă. Pentru că statul nu stă. Cu alte cuvinte, noi unii din zona de stat aruncă cu săgeți pentru că nu au altceva. Dar una peste alta, în mediul de afaceri, în anul acesta, am luat anumite decizii care s-au dovedit a fi foarte bune și noi trecem frumos prin această criză și ne reglăm și indicatorii. Însă ca să scoți povești că plin de datorii și în faliment, nu se cade unui cetățean care oferă un titlu de cetățean altui cetățean. Cu alte cuvinte, atunci ai fost ok și acum nu mai ești ok? Dar de ce n-a scos poveștile? De ce n-au apărut aceste povești înainte de a-mi prezenta candidatura? A, atunci am fost ok. Da? Dintr-o dată nu mai sunt ok. E cu minciună sau e fără minciună, vă întreb? Vor răspunde probabil telespectatorii. 2 minute mai avem din această emisiune. Într-o propoziție, spuneți-mi, ce caută de fapt investitorii care ar vrea să vină într-un oraș ca Baia Mare? Ce ar vrea să... Ce caută? Ce așteptări au? E mai lungă povestea. Vă rog să opriți ceasul, ok? Să vă încadrați într-un minut. Aena, 3 minute ca la fotbal. Bun. În primul rând, infrastructura. Apoi, sunt oameni pregătiți sau nu sunt? Se găsesc școli pentru cei care trebuie să vină din străinătate ca să asiste la implementare. Siguranța cetățeanului. Totul se clădește pe o încredere. Între cetățenii orașului Baia Mare și cetățenii din Germania, de exemplu, vom discuta acest aspect pentru că tocmai ieri am avut o întâlnire cu un broker care gestionează peste 250 de investitori interesați să-și mute afacere de unde? Din China. Nemți, da? Să fie foarte clar, nemți care au afaceri acolo, nu știu câți români sunt acolo, vor să se mute în Europa de Est. Îi primim sau nu îi primim? Eu cred că trebuie să ne interesăm, da? Bun. De ce i-am primit și de ce nu i-am primit? I-am primit dacă găsim formula în care să dezvolte lucrurile aici și să lase profitul aici. Și noi primim dacă sunt din aia care vin numai să ne stoarcă transpirația și să își ducă profiturile în altă parte, da? Suportul angajaților. Care este din partea primăriei? Cum stăm cu hotelele? Avem niște hotele în care să se țină întâlniri de 5 stele, de 4 stele, da? Cum stăm cu școlile pentru străini? Cum e planificată dezvoltarea orașului? Cum e gândită pregătirea oamenilor? Cum e gândit urbanismul orașului? Cine sunt oamenii care conduc acest oraș? Și mi-a ridicat întrebarea. Ce zic românii aceștia, ce zic cetățenii de opinia celorlalți când citesc într-un raport că este orașul în care un primar
a fost votat cu 70%. Întrebarea este, pentru corupție, întrebarea este, dar cine e corupt? Primarul sau cetățenii care acceptă să facă acest pas? Ce competențe găsim în acest oraș, da? Sunt casele vopsite sau nu sunt casele vopsite? Există o viziune, există o perspectivă a orașului. Este un master plan pentru 10 ani la acest oraș, în care să se înțeleagă de unde pornim și unde ajungem. Ori, dacă noi nu avem așa ceva, atunci pe baza a ce clădim încredere cu o regiune din Germania, așa încât ei să aibă încredere să vină să investească aici, cum că își vor recupera investițiile pe care le fac. Ori în lipsa acestora, noi putem flutura frumos, da, sigur, facem parc industrial, aducem agenți, aducem mediul de afaceri. Vreau să vă spun că nici cei pe care îi avem aici, care n-au unde să meargă, nici de aceștia nu avem grijă. Cam așa stau lucrurile, ori... Subiecte pe care le vom dezvolta săptămâna viitoare în cadrul emisiunilor la care vă mai așteptăm. Mulțumim pentru participare. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună să aveți împreună cu televiziunea TV Plus Maramureș. La revedere!